sara dragii mei și bun regăsi la Interviu de 5. Stele. Invitatul meu de astăzi este unul dintre cei mai îndrăgiți oameni de radio și televiziune autor alături de noi, Mihai nu și mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea. Și eu mulțumesc pentru invitație și mă bucur să aud că sunt unul dintre cei mai îndrăgiți realizatori de televiziune, mai ales că nu mai lucrez în televiziune de vreo 8 ani. Da, dar ai rămas cu această aură, televiziunea are acest rol, cu toate că radio este foarte puternic și mai ales matinalele de la radio. Chiar așa, de ce matinalul e cel mai puternic program? Păi matinalul e un fel de prime time, cum e la televiziune programul de la șapte jumate să zicem, cu știrile sângeroase, așa vin știrile nesângeroase dimineața de la șapte, de la șapte la zece, porțiunea aia care este cea mai ascultată, sau mă rog, era pe vremuri cea mai ascultată, deși e o inerție în România și e foarte interesantă treaba asta, că la noi încă se mai ascultă radio clasic, cum ar veni, radio din bucătărie. Asta apropo de ce avem noi pe aici, de pe vremea mea. Să zicem, mașini de scris, aparate de radio și așa mai departe. Cât de mult este un consum în mașină, în autoturism, de mers la serviciu și cât pur și simplu oamenii chiar ascultă în bucătărie? Păi, cred că asta depinde foarte mult de orașul în care locuiești și în care te târăști până la serviciu. În București este un timp de ascultare foarte mare, mai ales dacă, să spunem, stai undeva în prelungirea Ghencea sau în Doamna Ghica. Sau cam peste tot, dacă stai să te gândești, fiindcă sunt orele alea dimineața când totul este blocat, toată lumea se urcă în mașini, mai ales dacă este luni și plouă, luni, ploaie și ședință, de exemplu, atunci se blochează toată circulația. Și toată treaba asta se repetă după amiază, dar știm cu toții cum arată. Uite, Mihai, am la tine o întrebare la care eu nu am găsit un răspuns suficient de pertinent, dar este un fenomen... Global și național și cu siguranță tu ești in touch cu fenomenul și poți să îmi lămurești și mie și telespectatorilor diferența. Care este principala deosebire între un podcast, ce e acum la modă peste tot și o emisiune de radio, cum se făcea clasic? A, păi stai, podcastul este o emisiune înregistrată în primul rând. Este o emisiune înregistrată în care doi oameni stau, prietenește de vorbă și încearcă să pară interesanți. Spre deosebire de programul clasic de radio care este live, este dimineața când îți cad ochii în cana de cafea și uh, oamenii încearcă să pară interesanți. Asta, asta e principala deosebire. Asta e. Okay. Că altfel, dacă se și filmează discuția, acum se și filmează... radiourile au uh, exact, camere? Exact, exact. Uh, În momentul ăsta, uh, radio înseamnă și uh, televiziune, sau mă rog, și video. Dacă. Și e un trend care a început acum vreo 10 ani, cred, uh, retransmisia pe internet a emisiunilor de radio. Bine, acum pentru cei care gustă acest tip de, de emisiuni. Da, podcastul, eu, să spunem, să spunem, o emisiune este un produs care poate fi ascultat sau poate fi văzut cam pe oriunde. Poți să-l, fiind pe telefoane mobile sau așa, îl poți urmări în mașină, în metrou, unde vrei tu, în sânul naturii, dacă ai semnal. Da, radio poate fi ascultat uh, și el poate fi ascultat pe net, live, deși depinde de streamingurile cât de bune sunt, de semnal cât de bun e, dar în continuare se ascultă în mod clasic în bucătărie sau în radio din mașină. Tu ai fost cunoscut în spațiu public... Uh, Îmi place fi... că e la trecut. Da, 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 nu, e ok asta. Uh, <laughs> Am fost cunoscut. Este o în care încercăm să intrăm și în zone de începuturi, de, de prim pași în carieră. Da. Și um, ai avut o colaborare cu Florin Călinescu la chestiunea zilei. Un program cumva, umoristic, să-i spunem, sau în orice caz, avea și o notă umoristică. Um, asta te-a definit, sau cu asta ai rezonat, sau pur și simplu pentru că ai început așa, cumva. Ai găsit că-ți place și ai dezvoltat de acolo. Da, eu n-am început, uh, practic, în media, n-am început de la chestiunea zilei. Sunt convins, da, aia a fost partea vizibilă. Vizibile, sau cumva da. scos da. Nici măcar acolo nu era vizibilă, că era în spate, nu era. Adică era un. într-adevăr, uh, cum ai spus, era o colaborare sub formă de subordonare. Practic, eram, un, <laughs> <laughs> da, eram unul dintre colaboratori, să le spunem așa. Dar am avut foarte multe de învățat de la Florin Călinescu și de la stilul de lucrat de acolo și foarte mult de evitat tot. Adică multe de învățat și multe de evitat de acolo. Dar a fost o școală. Pentru mine a fost o școală. Da, acolo a fost începutul, practic, video al meu. Acolo am lucrat pentru televiziune, în spatele televiziunii, cu scenarii. Cu... Da, cu toate că pentru mine, ca și telespectator, a fost așa o ușoare dezamăgire sau cumva demistificare, când am văzut de fapt Florin Călinescu citea de pe promptă acele monologuri pe care le avea. Eu credeam că el chiar le spune cumva... Da, da, să știi că asta da. este la nivel general, la nivel de televiziune din toate țările. Nu a inventat Florin Călinescu monologul de la început unei emisiuni. S-a inventat la americani acum mult timp sau poate cred că s-a inventat la Mao Dun, în vremuri <laughs> sau, sau la Lenin, cine știe. Da. Chiar dragi, dovară, și dragi tu, și prieteni <laughs> exact, cu Exact, acolo, exact, știi? Cu scrisul mare, e adevărat, cu scrisul mare că na, ne mai slăbea vederea. Dar e și normal să fie așa, fiindcă e un intro E un intro în care încerci să intri în atmosfera emisiunii. So... E ca și cum pornești o mașină pe vremuri cu o feștilă, da, când e foarte înghețat afară și te duci cu. și încerci după aia să dai la manivelă nivel să-ți pornească emisiunea. Deci, a astea, intro-urile astea, asta fac. Te introduc în emisiune și uneori sunt și un rezumat a, a ceea ce s-a întâmplat pe parcursul zilei sau săptămânii, depinde de formatul de emisiune. E greu să scriu mă? Uh, nu știu, trebuie să întrebăm niște omoriști, <laughs> nu, uh, eu cred că depinde foarte Presumd mult. spun că tu erai răspunzător și de texte în foarte mare măsură, dacă nu în totalitate, dacă cotă și asum lucrul ăsta, nu știu, da? da, interesant, când am venit acum, că am venit pe jos și am trecut prin 5000, milioane, am vrut să văd și eu în ce condiții se prezintă parcul și o doamnă de pe bancă mi-a zis hei, salutare, 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 nu te întorci! <laughs> <laughs> și zic, nu, păcat pe unde mai ește acum, da. Da, scriam acolo, scriam partea, structura de platou, ce era în platou, scenetele, cântecele, parodiile și așa mai departe. Și Șerbanskia ce era pe filmări, comentariile de pe filmări. Și treaba era împărțită acolo. Da, e acum depinde... Cred că la început, când te apuci să scrii umor, e greu. După aia e greu să te mai oprești, zic eu, și uneori uh, în partea aia altă în care scrii umor prost. Bine, unii încep umor prost și așa continuă toată cariera și de succes. Dar uh, cred că trebuie să fii foarte atent când scrii umor, ca să scrii umor. Eu nu știu dacă am scris neapărat umor. Eu am scris, eu cred că mă definesc mai bine prin satiră decât prin umor. Dar, bineînțeles, orice satiră cuprinde și poante, nu? Că sunt umoristice. Unii dintre noi așa cred că sunt umoristice. Cât de mult contează chimia cu partenerul cu care faci emisiunea de radio sau de televiziune, mai ales sunt și în contextul unui text mai satiric sau umoristic, cum vrem să-l denumim, sau pur și simplu a unei discuții live? Da, bine, aici putem să împărțim. Sunt oameni care sunt one-man show, da? Și reușesc să ei centreze, ei dau cu capul și reușesc să facă treaba asta și, băi, jos pălăria. Jos pălăria care reușesc treaba asta și mă uit Mă uit pe stand-up-urile de, de pe streaminguri și unii dintre ei sunt super meseriași la treaba asta. Să, să fii singur pe scenă cu un teatru întreg sau cu o sală plină de oameni și să reușești să-i ții acolo o oră vorbind, să fie senzaționat. Da? De-aia este poate cumva mai simplu când uh, sunt mai mulți, doi prezentatori, să spunem, sau doi realizatori, sau ce vrei, sau. Uh, na. Și cuplurile, dacă se te gândești și Stan și Brown poate au, fost, au lucrat mult mai ușor decât Charlie Chaplin, zic. Bine, oricum au lucrat mult mai ușor, fiindcă Charlie Chaplin era one-man show, în sensul că el era și regizor și compozitor al cântecelor din filme și tot, 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 scria tot și juca. Da. Este foarte importantă chimia. E important ca tu să începi sau celălalt să înceapă o frază și pe parcurs să-ți dai seama ce vrea să spună și să completezi tu sau să vii cu poanta. Și se mai vede treaba asta undeva, acolo unde sunt actorii care improvizează. Bine, și improvizația asta este ceva spontan bine aranjat dinainte, normal, adică faci niște repetiții. Dar e important să-ți cunoști partenerul, să, să fie știi. o bază de încredere exact. și să știi unde vrea să se ducă ca să poți să punctezi, știi? Sunt oameni care punctează și sunt oameni care ridică la plasă. Și tu cum ai fost? -a Eu fost am fost cel care puncta într-un okay. fel. Așa cred. Așa bănuiesc, da. E, și în programul de radio, de exemplu, acum lucrez cu Ana, e, facem program la Național FM dimineața și e foarte important, cum avem deja, intrăm în al cincelea an de când facem împreună, e foarte important să ne știm și limitele, să, ne, să știm și când ajungem la limitele alea și să nu ne nervăm când ajungem la limitele alea. Da, e, și e bine să-ți cunoști partenerul și să știi la ce te poți aștepta din partea lui. Sunt altfel de glume care merg cu un partener bărbat decât femeie? Da, da, e interesant că dacă ești cu un partener femeie care se pretează la, la divertisment, ceea ce este destul de greu și nu vreau să fiu misogin, dar așa este. Și, ține da, la glume, ține da, la... da. Ține la glume și face glume. Pentru că pe spun că e și mult autoumor sau cumva. Da, 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 da. Păi, oricum, în primul rând. Asta, auto satira este cea mai importantă. Atunci când partenera e capabilă să ridice o, o discuție și să uneori să te surprindă sau deseori să te surprindă cu poante, cu nu știu ce, cred că paleta este mult mai largă de subiecte. Adică poți să abordezi de la sondaje între bărbați și femei sau despre femei sau despre bărbați sau despre sau despre oricine, despre. Deci, pot să... mi se pare că paleta este mult mai largă. Uh, genul ăsta, când sunt doi bărbați, așa, parcă se limitează undeva, se autolimitează într-o zonă, adică spre femei sau spre fotbal sau spre politică. Zic. Din punctul tău de vedere, a fost o dezvoltare în. Ceea ce tu ai, ai reușit să creezi, să transmiți. Adică, există o formă de a-ți rafina talentul? Asta dacă ai Important să ai talentul respectiv. Bineînțeles, dar eu cred că în toate domeniile e valabilă treaba asta. Și în inginerie, de exemplu. Hai să luăm partea artistică, dar ești un pictor. Te-ai apucat pictezi naiv, așa e în pictură naivă, așa te-ai apucat, faci niște omuleți cu nu știu ce, niște case. La un moment dat începi să vezi și profunzimile, vezi și linia de aur sau cum se cheamă treimea aia, începi să mai studiezi și începi să se aranjeze și la tine lucrurile. Gata, nu mai faci omuleții respectiv cu trei bucle, începi să desenezi un păr, un copac, un nu știu ce și mai departe. Așa și cred că și în meseria asta, în meseria de scriitor sau de scriitor pentru radio sau pentru TV, E important, e important că, într-adevăr, te dezvolți, crești de la o replică la alta, de la un text la altul, de la o emisiune la altă. Fiindcă toate se duc în bază, în spate și de acolo poți să ai, ai acumulat și poți să te duci în alte direcții. Sau poți să te întorci, să scoți ceva bun de acolo. Mie nu mi s-a întâmplat niciodată să <laughs> mă întorc și să scoți ceva bun de acolo, fiindcă nu mă ajută memoria. Adică decât să mi-aduc aminte ceva din ceea ce am scris, mai bine inventez altceva. Pentru că suntem în uh, librăria Cărturești, care îi mulțumesc foarte mult pentru găzduire. Mulțumesc Cărturești, domn Verona, și avem iată unul dintre uh, titlurile uh, tale. Uh, este diferit uh, mediul uh, acesta de carte, de a scrie pentru radio sau televiziune? O da. Da, da, da. Uh, eu, sunt, uh, eu sunt licențiat în uh, presă scrisă, care și a dat cu sfârșit. Asta e. Dar oamenii da. cumpără cărți. Chiar că în România cumpără puțin față de alte țări, totuși da. cumpără cărți mai versus cumpără, reviste sau ziare. Da, mai ales dacă e cu dresor de lei și e scrisă de că Cămătaru. Sigur că da, de ce să nu cumpere? Da, ideea este că, uh, într-adevăr, una e să scrii și uh, pot să zic că acum sunt la a treia etapă. Uh, am deci, să zicem că am început cu scrisul din copilărie, în care scriam povești. Da? povești de uz intern sau poezie sau ceva. După care am început să scriu uh, povestiri în care mi se părea mie că sunt personaje interesante, după care este a urmat cel puțin pentru mine nivelul în care trebuie să scrii uh, pentru audio. Eram varză. Când m-am dus prima dată la un post de radio și am lucrat la știri, eram varză. Deci o scrisul pentru audio este cu totul altceva decât scrisul citit, da? Frazele trebuie să fie mai scurte, să nu conțină, în primul rând, informațiile principale, cine, ce, unde, când, cum. Deci alea, în primele. ceea ce nu se mai întâmplă în ziua de astăzi, în multe, din, nici la televizor, nici la radio, nici în net. Nu, deci, mă rog, nu se mai respectă nicio regulă. Bun. cuvintele trebuie alese într-un fel care să, să aibă impact, un, un sonor cumva. Pentru video la fel, pentru televiziune la fel, e un anumit limbaj, tot așa, un limbaj care se învață pe parcursul anilor sau pe parcursul emisiunilor. Prezentări de invitați, monolog, intertitluri sau orice ține de prompter, tot ce e acolo în prompter, trebuie să fie scris pentru audiovizual. Nu pentru presa scris, fiindcă că ai pierdut, în secunda a doi ți-ai pierdut urmăritorii, cu totul altceva. Și punctul 3, unde am ajuns eu acum, M-am apucat la frumoasa vârstă pe care o am acum să fac un masterat de uh, la Facultatea de Film la un ATC și unde învăț, lasem la uh, clasa de scenaristic, unde învăț să scriu filme. E cu totul la limbaj, și decât cel de presă scrisă, și decât cel pentru audiovizual, E cu totul altceva să scrii pentru cinematografie. Contează foarte mult șabloanele, uh, regulile acestea. Predefinite. Da, nu le aș zice șabloane, sunt mai degrabă reguli sau sunt niște termeni pe care trebuie să-i folosești. Adică, așa cum sunt definițiile în materiile de la școală, trebuie să le cunoști ca să poți să te duci să rezolvi anumite probleme. Așa e și aici. Trebuie să cunoști chestiile care sunt folositoare în limbajul audiovizual, ca să poți să construiești cu ele. Texte. Pentru partea de film te gândești la Hollywood, la nivel internațional. Te întreb pentru că în România majoritatea filmelor uh, au regizorul care de regulă el semnează și scenariul, e mai atipic noi. Ce se și în Statele Unite la, la fel. Adică cei mai mari regizori până la urmă au fost și scenariști uh, și mă refer la Hitchcock sau dacă vrei poți să duci în Italia, la Fellini, Antonioni. Deci ei și-au și scris filmele și-au scris și au făcut. regie sau mă rog? Nu, nu fac regie, nu, nu, fac, eu învăț să scriu acum, deci eu un al treilea limbaj pe care nu învăț. Mi-ar fi plăcut să fac regie, nu știu dacă mai am timp să fac și așa ceva, nu, timp așa. vedem pe Clint Eastwood care încă regizează. Da, da, el regizează de mult, a avut toate ustensilele astea de când era în fața ecranului, nu? Și le-a învățat atunci. Da, și acum și astea se pot învăța acum. Da, învăț să scriu filme și dacă reușesc să învăț bine să scriu filme, poate mă bag și în realizarea lor, Da, să vedem, adică noi facem planul ca să nu provocăm râsete la nivel înalt. Ce înseamnă să ai un hit? Când vorbesc de asta, mai poate să fie un titlu de carte, un bestseller de nivel foarte mare sau, nu știu, o emisiune de radio, de televiziune care este foarte recunoscută. Ce înseamnă ca impact, ca trăirea acelui succes și ce înseamnă să-i supraviețuiești? <gântuie> În sensul că să nu rămână singura ta carte de vizită sau să fie o etichetă atât de puternică încât să nu te mai poți deslipi Da, știu unde vrei să bați. Adică vrei să spui, puteți să-mi zici direct dacă -a. am eticheta cronică cărcotașelor, cărcotașilor, cum mă simt că nu mai sunt acolo, nu? La asta poate, ai vrea să te referi într-un fel, nu? Ori, sau nu știu, pot să-ți dau un alt uh, exemplu din păi, de la noi. Florin Călinescu cu chestiunea zilei, cred că chestiunea în continuare zilei. chestiunea zilei. Marius Tucă cu Marius Tucă Show. El în continuare face pe misiuni. Uh, mm. dar a rămas parcă cu acel, cu acel Nu știu, Andrei ca dacă ar pleca de la știrile Profete, cum ar fi? Mm. Andreea Marincă care a rămas cu surprize, surprize. Da, e, pe... Pe de-o parte e bine că lumea te definește într-un fel, te recunoaște și știe, măi, ăsta, uite, a, perform a performat și ce a făcut? A făcut surprize, surprize. Ok, bun, dar unde ești în momentul următor? Știi? Eu când am plecat de la Cronică, de acolo am făcut după aia o grămadă de chestii, o grămadă de alte misiuni în alte locuri și altceva. Și, uh, și cred că s-au acumulat, chiar dacă nu au ajuns la nivelul uh, prestigiului, hai să zicem așa, Emisiunii. Contează și așteptările publicului, în sensul că așteaptă de la tine un anumit tip de uh, produs sau de prestanță, și dacă nu e parcă nu uh, intră foarte bine în joc. Da, dar gândește că trebuie să te gândești că toate emisiunile astea de succes sau toate hiturile, cum ai spus tu, au beneficiat de un context, de o conjunctură. Și la cont că a tot că a fost conjunctura favorabilă? Conjunctura a fost că nu exista nicio emisiune de satiră puternică, acidă, pe piața de televiziune de la noi. Conjunctura a fost că s-au reunit niște oameni care aveau niște, un entuziasm foarte mare, în primul rând, chiar dacă nu aveau cunoștințele necesare și chiar dacă nu aveau mijloacele tehnice necesare, cum sunt acum, că acum toată lumea poate să facă o emisiune nu? Pe, 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 cu un telefon mobil și transmiți live. Bun. Conținutul, într-adevăr, e. Deci Poți să transmit, dar trebuie să ai și conținut, că Asta e cel mai important. Deci au fost niște oameni care au avut un entuziasm, au prins o, o perioadă bună, și au fost niște oameni serioși care au făcut o emisiune longevivă. O emisiune care a fost pe culmi, nu un an, 2, 3. Că adică vorbim de deceniu aici. Călcați și pe coadă pe diversi câteodată vă mai întâlnesc cu ei păi, cum că e pe stradă? cum pe coadă, pe cap, acum depinde cum, cum cât de atenție eram. Da, asta cu tânitul pe stradă sau așa, depinde și pe ce stradă. Adică pe astea întunecoase, e bine să nu circul dacă... Băi, nu băi. <laughs> Da, bine, erau, acum, erau personaje. Sunt personaje care ar trebui să mulțumească faptului că au fost menționate și au fost ridicate, fără, poate fără voia realizatorilor, au fost ridicate și făcute unele dintre ele, inclusiv că vorbești despre, ai vorbit despre Andreea Esca, a fost făcută umană în emisiunea noastră atunci. Ea, fiind un robot de citit știrile de pe promptă, a devenit brusc umană, văzând că în spatele așa, este un om care se chinuie cu butonul. Deci, da. Eu cred că și afară, în străinătate, se știe foarte bine că dacă și publicitatea negativă e publicitate, și faptul că ești luat în colimator e important pentru tine, că contezi. Uite, am auzit o chestie care mi se pare genială. În contextul unui anumit partid politic din România, care are niște strategii în spate, și este un partid care nu are atât de mult acces pe mainstream media cum au altele. Și au gândit o chestie care mi s-a părut deosebit de ingenioasă. Au anumite site-uri sau media ale lor care laudă partidul, liderul și așa mai departe, dar au și unele care îl înjură. Și asta mi se ale lor. Ceea ce mi s-a părut foarte tare. De ce? Pentru că ei care au politică împotriva liderului și a partidului, vor prelua chestiile alea negative. Ia uite, da, nu o da, să da. prea niciodată pe la pozitive. Și ajungi totuși pe mediile alea pe care aparent ei te-au interzis, cu o publicitate negativă, dar ajungi. Mi s-a părut foarte tare. Da, uite, e o secvență, îți recomand filmul Elvis, care a apărut acum și l-ai văzut. Da, da, văzut. Da. Și e secvența în care colonelul Tom Parker, cel care era managerul lui Elvis, Uh, scoate primele insigne și mm, perne și tot ce fac... Elvis, da, Și da. avea insignia cu I hate Elvis și mai că să întrebe, cum adică? Zice, păi da, dar și astea se vând, adică toată lumea să o să cumpere. Un client. Exact, toată lumea o să cumpere. I love Elvis, toată lumea o cumpere. Hai să, cumpere, să le vinde și la ea care urăsc. Da? Așa e și cu asta. O, o într-adevăr, o să ajung și în fața celor care urăsc pe, partidul respectiv. Și aș vrea să fac o mică paranteză acolo, că ai zis despre strategii din spatele partidului. Mă gândesc că, uite, asta lipsește poporului nostru, niște strategii în spatele poporului care să lupte cu partidele. Da, asta trebuie. Mă, te uite că ar fi societatea civilă, dar există societate civilă? Da, există societatea civilă, dar nu e în România, a plecat în Canada, societatea civilă. Da, ce să zic, Vrei să vorbim despre politică? Nu. Nu, nu ieră, așa mă ieră, gândeam ier, și eu. Era doar așa, pe partea de publicitate negativă, da. că mi s-a părut genial că unii și-au inventat propria publicitate negativă da. ca să spargă niște bariere de comunicare. Mi s-a tare ca asta. Da, nu e important. Uite, de exemplu, ți-l dau, ți dau un exemplu, Dan Negru, care ne sună și ne spune: băi, da, voi de mine nu mai ziceți nimic. <laughs> Bine, în glumă și așa. Da, na, da, omul știa și știe în continuare cum se, se face imagine. E important. Cât de mult contează vocea în radio? Păi, da... Uh... Eu, când am apărut pe televiziune cu vocea asta, bine, acum încă este ceva mai decentă decât cea cu care am început, no. făcea lumea mișto de mine, maximal, pentru că era obișnuită cu anumite voci, pe radio, pe televiziune no. și mai departe. Asta e vocea ta? Nu, nu știu, am ne sintetizat simt. <laughs> da. Uh, da, cred că e importantă voce, dar nu neapărat vocea ca atare, că nu suntem toți cu vocea de asta de bariton sau așa, uh, e importantă și tonalitatea și astea, uh, asta se învață, să vorbești pentru radio sau pentru televiziune, asta se învață, sunt școli de dicție, școli de așa ceva, uh, n-am făcut niciuna dintre ele, dar am 25 de ani de radio în spate care m-au ajutat la treaba asta, că să știi ce să subliniezi în frază, să știi unde să îndrepți, să te duci, dar asta se, se pot învăța, se pot învăța. A, păi, cu vocea cu subțire groasă, ce, cu, lucrăm cu ce avem în dotare, cu materialul clientului, da. <laughs> Contează mai mult ce spui decât cum spui. Ei, hey, cei care vor să fie cărcotași, se leagă de ce... Da, totul lumea este, așa i-am crescut, așa i-aveam. Ești matinal de felul tău? Da, sunt matinal, subiect? sunt foarte matinal, în sensul că uh, m-am născut la 5 dimineața. Ok. Am bioritmul respectiv și uh, chiar verificat de-a lungul timpului. Deci n-a trebuit să lupți cu tine, să te nu nu, 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 și îmi place foarte mult să mă trezesc dimineața, îmi place să fiu primul care pleacă de pe stradă, de la mine. Uh, îmi place, îmi place dimineața. Sunt oameni care nici nu vor să audă de așa ceva, dar eu, uite, și în weekend mă trezesc la șase jumate, 7. Poate n-am nimic de făcut, dar așa e biurinu. Bine, și mă și culc la 11 pe seara, să zicem, nu, nu mai se închid dobloanele și la revedere. Să dă drumul la câini și gata. Și cum se pornesc <coughs> motoarele într o emisiune de dimineață? A, se încălzesc un pic așa, se face o degivrare. Depinde de anotimpul în care ești. Da, uh, nu știu acum, ziceți că pentru mine mi-e după atâția ani, e destul de simplu. Eu cred că, și dacă mă dai jos din pat la ora 5-2 minute, și îmi spui, îmi pui microfonul în față, și zic, bună dimineața, Simon. Și chiar am avut probleme cu uh, probleme, cu discuții cu cei din familie, când a trebuit să mergem pe undeva și eu mă trezeam dimineața, și ei nu aveam niciun chef să vorbească dimineața, când mergeam cu mașina sau nu știu ce, și mi-au reproșat chestia. asta. Și am zis, nu pot, că eu la ora asta eram cu mașina și mergeam în. Uh, în, să în, în că Grecia, sunt, da. Plecați dimineața la cinci noapte, să zi. Eu acum sunt așa. Da, dar noi vrem să nu putem să ascultăm așa ceva. Nu. Îmi pare rău. Asta e. Da. Păi, nu știu, n-ai avut niște prieteni să faci schimb de uh, familie? Că poate ce vreau <laughs> să... Plec cu unii, să, <laughs> vă... să plec cu unii care chefuiesc plăteau până și, dimineața. Pl pl plăteau și bilet, știi, să asculte da. live. Da. Nu, cred că ești făcut într-un anumit fel. Ești e, pasăre de noapte sau ești găinușă de dimineață, ca să facem o glumă, să o fac eu ca să fac alții. Nu? Da. Cum ai gestionat partea asta de popularitate, de persoană publică? Da, destul de complicat cea mai tare, adică cea mai veche amintire de-a mea de când mi-am dat seama că televizorul te ajută foarte mult să devii cunoscut, este că m-am dus la, eram, nu știu aveam 20 ceva de ani și m-am dus la frizer. Și am zis la frizer, eu lucram reporter la Radio Delta, se numea pe vremea rfi de ziua de astăzi, și m-am dus la frizer și frizerul în timp ce mă tunde, se uite la mine și zice, v-am văzut la televizor. Și zic, unde? Erați la o conferință de presă al treilea din dreapta. Și da, într-adevăr am fost. <gânt> Eram reporter, că am plecat de jos. Da, și asta a fost primul meu primul <gânt> confruntare cu popularitatea. Nu țin, adică nu cred că am fost genul să merg numai pe covorul roșu și să și dacă, îmi cer scuze pe această cale dacă au fost oameni care au considerat că, băi, uite ce arogant e la și nu mă bag în seamă sau nu vreau la salut sau nici nu se uită la mine. Sau... Nu, nu Chiar și e, e, e un, cod să... de politețe cu persoane publice? Cine salută primul sau cine intră tot? Păi... Uh, uite, uh, undeva uh, să aprind niște flori, uh, să niște lumânări și să duc niște flori într-un cimitir și la ieșire o doamnă îmi spune, a, ce mai faci? Zic, bine, bine, mulțumesc, sunt ok. A, cât mă bucur să te văd. A, la ce clasă ai fost tu la mine? Și zic, păi nu cred că am fost. Ba da, zice, am fost profesor de matematică. Zic, nu că îmi țin foarte bine minte profesorii, că adică... Nu i-am zis doamnei, dar eu am avut un meci cu toți profesorii de matematică. I-am considerat du dușman personal. A, și zic, nu cred că... Nu, 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 sigur te știu, te știu că mi în fața cunoscută și tu mi-ai fost elev și zic că s-ar putea, doamna, nu știu ce, și am lăsat-o pe doamna. Da, uh, și după aceea, de-a lungul timpului, oamenii mi-au spus, băi, uh, ești foarte familiar, da, uh, pentru că ai fost la noi în casă în fiecare miercuri seara și duminica reluare. Și de asta te știu, deci ani de zi, mulți au zis, am crescut cu tine. În, a conta uh, ziua? Contează ziua în care ai pus un show? Ai pus un show? Păi contează foarte mult ziua, mai ales dacă e miercuri două decenii la rând sau, eu știu, 14 ani cât am lucrat eu la, la Cronică și a fost miercuri. Deci oamenii au crescut. Băi, te-am văzut și ne uitam și bine că atunci era pe culme și toată lumea vorbea și a doua zi și în autobuze și în asta și se vorbea. A, uite ce, ce au, zis la Cronică. Și... Da. Și... E interesant să vezi că oamenii te privesc, și asta e Asta, slavă Domnului, mă bucur de asta, că te privesc cu simpatie. Că puteam să fiu în fiecare zi la ei în, așa, prezentând super știri nasoale sau, eu știu, fiind politician, cam, e cam echivalent. Sau sunt anumiți da. actori care au foarte ureți, cum a fost <coughs> cel care a jucat rolul lui J.R. în Dallas și dacă era personaj negativ, negativ, da. Na, da, da, da. Dar asta nu înseamnă că nu era o vedetă în țară. Adică preferai, n-ai văzut când a murit GR, că toată lumea s-a revoltat. Păi aduceți-l înapoi, frate, că nu se poate. Dacă dispărea Bobby, din ala nu era o problemă. Aduceau alt frumucel în loc. Da. Personajele negative, într-adevăr, sunt mai interesante. Știm cu toții treaba asta și da, se spune. Dar uite că astea, eu Acum sunt pozitiv sau sunt negativ, pozitiv pentru public, negativ pentru subiectele mele, nu? Pentru... Și să știi că asta a fost și m-am lovit de treaba asta după ce am plecat de la emisiune. M-am întâlnit pe parcursul meu profesional cu mulți oameni ranchiunoși din meserie, care în loc să, nu știu, să treacă peste asta, mi-au reproșat. Dar tu ai ce, când ai zis tu de mine și ai făcut și ai nu știu ce... Și bă, te stai ani la colț să mă aștepți, să-mi zici treaba asta? De ce mi-ai zis da, atât? Uite, o experiență similară, povestarea de că a avut, după ce a, -a încheiat mandatul la CNA, el spunea, domnule, am fost corect, am amendat pe toți. Și acum nu mă privește nimeni în ce televiziune. A, a nu am amendat nu chiar că... pe toți, să fim serioși. Adică au avut și partii dar că... mă rog, nu da, intrăm da, în da, a asta. A da. A... Da. da, Da. și eu i-am amendat pe toți. Sau am avut subiecte preferate și la ordinea zilei, într-adevăr. Dar faptul că lumea mă privește și îmi zâmbește cum era doamna asta în, cum era doamna în 5 milio astăzi și vesel așa, pe mine mă mulțumește. Pare că am făcut ceva bun pentru oameni. Când știi că e momentul să înnoiești cu ceva formatul sau conținutul sau astfel încât cumva să fie o împrospătare, să prinzi niște trenduri, Păi e important, cred că de la un sezon la altul, de la și un sezon în televiziune lucrează, durează patru luni de zile, știm cu toții, unul toamna, unul primăvara, mai e și de... Nu e bine să fii tot timpul pe ecran, sau nu e bine să fii tot timpul acolo, lumea să te aștepte, e important, dar să nu te aștepte prea mult cum așteaptă pe mine de 8 ani de zile să mă întorc eu, în eu, eu, da. eu, perioadă, apropo, nu te-ai pentru că nu ai vrut, ai o exclusivitate pe radio? Nu, nu, ai nu, nu am exclusivitate. A nu sau am care să rezonezi? Eu... Cred că am dat peste foarte mulți oameni pe care i-am deranjat okay, pe okay. televiziuni. <laughs> nu. Au făcut multe televiziuni de pe da? care n-ai fi putut să le deranjezi la momentul respectiv. Da, 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 da. Cred că multe din televiziunile noi ar fi vrut să fie văzute în emisiune și să, comente să comenteze eu despre ele și să apară. Da. Eu... Nu știu. Da, conjunctura. Am avut o colaborare la TVR la un moment dat, dar acolo la TVR eu sunt obișnuit, mă rog, eu eram și sunt obișnuit să spun ce îmi trece prin cap și nu prin capul altuia. Și a fost destul de complicat că mi s-a pus în vedere la un moment dat să o las mai moale cu un personaj cu mustață și din cauza asta mi-am făcut o mustață și am apărut cu mustață. <laughs> mă rog, în alte... Da, și nu mi-au mai... Deși emisiunea a început să meargă bine, deși mă, mă dusesem să fac o emisiune săptămânală și mi-au dat un tronson zilnic. Un tronson pe care îl făceam singur. Un, să scrii jumătate de oră pe zi. Pe emisiune care sunt acum pentru, cu satiră, au 5-6 scenariști în spate. Eu scriam singur, scriam de dimineață până seara pentru emisiunea. Deci pentru mine a fost o performanță, jos pălăria, pe bravo, mi-am făcut statuie singur. După trei luni jumate mi-au spus, nu mai putem să continuăm și zic, perfect, nici nu mai pot, nici nu mai vreau. Da. Da, mi-ar plăcea să fac. De ce să nu zic? Mi-ar plăcea să primesc uh, niște oferte, dar decente. Adică, la unde e piața media în momentul de față, e total indecent. Adică, nici voluntariat nu vreau să fac, fiindcă nu sunt la început de carieră să învăț ceva, sau pot să învăț ceva, bineînțeles, dar pe bune. Și cât de mult contează. Nici să-și financiară, apropo de, de treaba asta? Păi nu cred care... că lucrează nimeni în lumea asta gratis. Adică, bun, faci voluntariat, dar ai în spate ca să te poți întreține să mănânci, nu? Cineva te ține și îți dă de mâncare pentru chestia asta. Contează să ai resursele, să ai o stare de bine, să investești în tine, să ți da, petrești timpul da, liber da, pe da. cum vrei, să-ți cumperi ce vrei și mai departe. Cred. Contează foarte mult să ai starea asta și știu oamenii din toate domeniile treaba asta. E, e, important ca munca ta să fie prețuită inclusiv prin bani, nu? Că orice are un preț și dacă prețul e prea mic, și interesul tău este prea mic. Dar asta e piața din România sau sunt patronii de entități media zgârciți, să spunem, cu vedete? Eu am fost cel mai bine plătit când lucram la patron străin, la SBS, Scandinavian Broadcasting System, cel care avea televiziunea, în momentul ăla, 10 ani de zile și la radio cât am lucrat, am fost oameni care au, au plătit când au spus că plătesc. Ceea ce este cel mai important. Și asta, asta e jos pălăria pentru și pentru patronii, pentru cei care în momentul ăsta plătesc atunci când spun că trebuie plătit. Fiindcă omul ăla trebuie să se ducă să pună ceva pe masă. Da, prate la bancă, Exact. e foarte școală, important. Etc. Iar mizeria care se întâmplă în așa zisa afacere românească în care patronii plătesc când vor ei, dacă vor ei și așa mai departe și o colesc și legea și așa mai departe. Da, asta am fost de părere întotdeauna că cel care a închis un business fără să-și plătească furnizorii, fără să-și plătească angajații, fără să plătească utilitățile și a cerut insolvență și a făcut treaba asta ca să scape de, toată treaba, de toate aceste cheltuieli și să nu fie paroliști și să ducă până la capăt afacerea, ăla să nu mai aibă dreptul să deschidă nimic niciodată în țara respectivă, nici el, nici prin interpuși. Și dacă sunt descoperiți că sunt prin interpuși, să facă și... Pușcărie. Deci asta e, E foarte importantă chestia asta și nu se respectă în România, din păcate. Bine, poate că au fost și situații <coughs> obiective în care unele entități media să intre în dificultăți economice. Adică să luăm și posibilitatea asta, până la urmă, legea falimentului e posibilă peste tot în lume. Corect, dar când cușa. îți face o vocație dintre treaba asta, să închizi și să deschizi afaceri fără să-ți plătești angajații și așa, deja nu mai e o necesitate, nu? E un, un stil de viață, e un hobby ăsta. <laughs> Ai anumite piețe de pe care te inspiri, adică rezonezi mai mult cu un anumit spațiu, știu și eu, european sau uh, american, nordic? Da, cred că au fost uh, diferite etape din viața mea în care am descoperit spațiile respective. Bun, acum e mainstream-ul și mă refer mai mult la filme și astea american, unde sunt pe bandă rulantă și acum avem o grămadă de streaminguri de platforme de astea, unde nici nu apuci să vezi sunt mii de filme, nu poți să le vezi pe toate și îți bagă pe gât șapte sezoane, a câte 12 episoade, nu poți să urmă. Adică sunt oameni care fac binging și eu urmăresc, eu nu pot. Eu și la casa, casa, de Papel, sau cum se chema, am văzut primul sezon și după am zis, frate, gata, ce faci, reîncălzești 10 orba, nu mi se pare normal. Gata, oamenii au ieșit, o idee genială, acum ce ai la e, serialul la seria și, și Nu, nu am mai uitat. Niște. Sunt foarte multe, da, sunt foarte multe de urmări. Nu poți să le urmărești pe toate. Asta va fi viitorul uh, video în aceste platforme de streaming? Probabil, probabil că... Și televiziunea cum se poate reinventa ca totuși să supraviețuiască? Ceva ciudat care mie personal mi se pare o greșeală de strategie, dar probabil ei se bazează pe anumite cercetări de piață, pe anumite strategii de business, se pare o greșeală să bage publicitate în platforme de streaming. Eu cred că oamenii tocmai se duc pe aceste platforme anume ca să, să nu... scape de publicitate. Da, așa am auzit că ar fi un trend, dar să vedem. Adică, de auzit am auzit dacă încă n-am văzut treaba asta. Da, în televiziune, cred că, știi, a rămas treaba asta ca ai niște prezentatori sau niște oameni cu care ai crescut, da? oameni pe care îi simpatizezi și pe care îi urmărești. Îi urmărești de când aveai 20 de ani și au ajuns la 60... Aici vorbesc strict de piața din străinătate, nu de la noi. Fiindcă în străinătate, de exemplu, în America, sunt prezentatori care ies la pensie și oamenii se uită pe parcursul a Sunt de ani. au prestigiu și... Da. -a. Și uite că televiziunea n-a murit acolo. Și au prezentatori. Totul e să treci ecranul, tre să ai carismă, să ai ce să spui, să, eu știu, să fii simpatizat sau să fii antipatizat enorm. Să te uiți la el că, băi, mă uit la asta că deci vreau să-l omor, mă și vreau să-l omor. <laughs> și te uiți așa, an, 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 an. Da. Uh, cred că asta e... Până la urmă, televiziunea va supraviețuit în ce mod va trece și, adică și trecut pe online, se ajută și de locomotivele astea din online și de rețelele sociale și de... De ce? Cred că nu, nu e o întrebare bună asta dacă va supraviețui, că eu văd că s-a mulțit, adică cel puțin la noi, păi sunt, am 200 de programe de televiziune pe cablu. Chiar așa, cum e relația ta cu social media? Păi o relație de dragoste și ură. Am... Este o platformă preferată și pe care ești mai activ? Da, sunt pe Facebook. Cred că e... depinde și de vârstă. Depinde și de vârstă și de vârsta oamenilor care te urmăresc și de bula în care ești. Instagram înțeleg că nici nu prea mai e la modă, dar Instagram a fost pentru, e pentru copiii mei, să spunem. facebook este pentru mine și părinți, că au apărut și părinții facebook a acolo. Și TikTok-ul este pentru generația Alpha, nu? Ca așa se cheamă, Z-ul s-a încheiat în 2010 dacă nu, sau 2015. În 2010 s-a încheiat generația Z și Alpha. Cei cu TikTok, cu alte Snapchat și așa mai departe. Fiecare își găsește. Eu am găsit în pagina mea de persoană publică Mihai Găinușă pe Facebook, unde am 100.000 de, de oameni care Mă urmăresc. Deci, Unii ești, să mă înjure. Ești influencer. Nu, nu sunt influencer. Nu, 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 Eu nu vreau să influențez pe nimeni. Ba din contră? N-aveai nimeni să faci o reclamă la un șampon acolo, un product placement sau ceva? te de deba pe tine. <laughs> la mine, dacă aș vrea să fiu, da. să creez o satiră sau... Da. Uh. -ă, șamponul <coughs> care te rezolvă. Te sper o dată cu el și am, am făcut și am făcut niște pastile, dar tot de satiră, în care am fost sponsorizat, în care am avut co colaborări și foarte ok cu branduri pe care, branduri curate. Încerc să-mi selectez brandurile și brandurile încep, încep, să mă selecteze pe mine, să Uite, mă deselecteze. Apropo da. de lucrul ăsta, pe YouTube sunt realizatori, fie că sunt actori la bază sau nu, care fac tot felul de pastile umoristice, au pe YouTube milioane de, de fani. scuză mă că e bine să scrie pe ele că sunt pastile umoristice. Multe dintre ele uh, nu au chestia asta și trebuie să știm că totuși este umor. A, deci nu ne prindem la prima, la prima strigare. Așa, și au toate astea? Au, au, au sponsori. Da, au product placement, par să meargă foarte Da, astea de. nu sunt nimic. Gândește-te că sunt niște damoazele pe Instagram care prezintă câte o cremă. Dar așa, brusc, adică mm -hmm. o, 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 o scot asta. și cu această cremă mă dau eu seara pe degete, da. Da, acum da, și bun și o persoană cu capul pe umeri mi-ar zice bun și care e problema dacă te dai cu crema asta? Și eu mă dau cu cremă sau cu altceva. Acum, da, unele sunt pe față, unele sunt, cum să zic, sunt mai ascunse, a? reclamele și așa mai departe. Unele sunt chiar pe prea mult la unele televiziuni. Ui, sau... Uite, nu mi aduc aminte și în ce tare. Bănuiesc că răspunsul Hai este, pozi... Așa este pozitiv, dacă nu. A, Vreau da. să te placă ai jucat în reclame. Tind să cred că da, dar nu mi aduc aminte. Da, am jucat mult. în niște reclame. Și cum a fost experiența? A fost interesant, a fost ca de film, dar dacă vrei. chiar cu operatori și cu scule de film. Au au fost toate chestiile astea. Am, fost și, am făcut și pentru o televiziune care se lansa de sport pe vremea Și gândește-te că am făcut multe momente publicitare în fiecare emisiune pe care le-am scris. Le-am scris și am făcut mici scenetuțe pentru sponsorii noștri. Deci, trebuie să ai un sponsor mai relaxat, cu un brand care să se preteze la tipul relaxat ăsta. sau iute, depinde. Poate să fie și un brand mai iute, mai înțepător. Da. Mihai, suntem la finalul emisiunii. A, deja? Uh, pentru cineva care nu te cunoaște deloc, nu are istoria ta, nu știu, mergi undeva în străinătate. Zic că n-a pierdut nimic. Asta îi spui? Da. Nu mă cunoaște? N-ai pierdut nimic. Sunt mulți ca mine. Deci merg în străinătate, așa. Cum te-ai prezentat în unde, de... unde vrei să mergi în străinătate. Nu știu, în Japonia, așa. Undeva? Am fost în Japonia. Am fost în Japonia, 10 zile în Japonia, n-am văzut o hârtie pe jos și am ochiul format la astea. Băi, nu am avut ce să reproșez. Deci mă duc undeva în străinătate. Și, și te prezinți prezint în 30 de secunde. Și mă prezint în 30 de secunde. Va, da. <laughs> e foarte simplu, nu o să dureze 30 de secunde. Deci sunt în Japonia da? și mă prezint și zic Hei, sunt Mihai, I am Mihai Găinuș, I'm from Romania. Hei, vin înapoi! <laughs> Apoi, come fuge. back, come back. Jack, come back. Exact, ca Mulțumesc foarte mult, Mihai. Da, aceasta a fost ediția noastră interviu de cinste. Mulțumesc foarte și mult mulțumesc pentru această oportunitate. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Ți-am zis că îmi place vocea ta? Nu, Da, dar e singură. nu, dar e și singura voce așa pe televiziune. <laughs> vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați de zbătate, pentru că ne-ați urmărit și vă invit să renunțați pe de programele de Canal 33 pe curând.